octombrie 2011. Giurgiu, ca întreaga Românie, cu rezonanțe până în America, au fost zguduite de tragedia morții basketbalistului american Chauncey Hardy. Ieșit într-un club în vogă la acea vreme din Giurgiu, alături de coechipierii săi de la CSS Giurgiu, sportivul a fost înconjurat și agresat de mai mulți indivizi. Cu toate astea, numai unul a fost găsit vinovat de moartea violentă de care a avut parte americanul. Aici a fost atacat în octombrie 2011 basketbalistul american Chauncey Hardy de către giurgiuveanul Ionuț Tănăsoaia, poreclit și Gypsy Gypsanu. Americanul a primit un pumn de la giurgiuvean, iar în cădere s-a lovit la cap. Lovitura i-a fost fatală. Câteva ore mai târziu, basketbalistul și-a pierdut viața la un spital din București. Din locația unde s-a petrecut tragedia, n-a mai rămas mai nimic și ca un blestem a fost prădată de hoți de două ori. Deși era foarte frecventat de către giurgiuveni, clubul în care americanul a fost atacat a fost închis imediat de către anchetator după incident pentru a se stabili cauzele exacte în care basketbalistul și-a pierdut viața. Întreaga comunitate a fost guduită de moartea sportivului american în 2011. Atunci, atât în fața clubului cât și a sălii în care se antrena echipa de basket, au apărut adevărate altare de flori și lumânări în memoria basketbalistului. Numele său va rămâne în memoria giurgiuvenilor pentru totdeauna. Basketbalistul american a fost foarte important pentru echipa de basket CSS Giurgiu. De asemenea, a fost foarte îndrăgit și de giurgiuveni, astfel încât, după moartea sa, Consiliul Local a hotărât ca sala polivalentă din Giurgiu să se numească Chauncey Hardy. Și chiar dacă nu toți giurgiuvenii frecventează sala Chauncey Hardy, nimeni însă nu l-a uitat. Întrebați însă ce părere au despre hotărârea justiției, unii pur și simplu se feresc să comenteze, în timp ce alții încă sunt revoltați de felul în care tânărul sportiv și-a pierdut viața. Vă amintiți de basketbalistul american Chauncey Hardy? Da, îmi amintesc. Nu sunt fan basket și nu știu. Cum vi se pare pedeapsa de 7 ani pentru cel care a fost implicat în moartea sa? Nu cunosc prea multe amănunte. Nu știu ce să vă zic. Cum vi se pare pedeapsa de 7 ani cu închisoare pentru cel care a fost implicat în moartea? Nu știu, îmi pare, nu-mi comentez. Atât i-a dat. Ce să facem? Asta este. Mică, foarte puțin. Foarte mică. Nici nu merita să ia atâta. Trebuia să ia ca lumea. Da, a omorât un om. Ionuț Tănăsoaia este în arest din 10 octombrie 2011, fiind încarcerat la penitenciarul Giurgiu. În 22 februarie 2012, Tribunalul Giurgiu l-a condamnat pe Ionuț Adrian Tănăsoaia la 5 ani de închisoare pentru lovituri cauzatoare de moarte, sentința fiind menținută de Curtea de Apel București în decizia din 17 aprilie 2012. Dosarul a fost rejudecat la Tribunalul Giurgiu în urma unei dispoziții din septembrie 2012 a instanței supreme care a desființat atunci decizia de condamnare la 5 ani de închisoare. În 9 mai 2013, Tribunalul Giurgiu l-a condamnat pe cel zis și Gypsy Gypsanu la 7 ani de închisoare cu executare pentru lovituri cauzatoare de moarte și 3 ani interzicerea unor drepturi. De-abia în 2014, instanța supremă l-a condamnat definitiv pe agresorul basketbalistului la 7 ani de închisoare cu executare.